Ar fi părăsit fără voie un centru de plasament și este de negăsit. Poliția Capitalei este în căutarea unei femei în vârstă de 71 de ani. Potrivit oamenilor legii, aceasta ar fi fost cazată la un centru de plasament pentru o lună, timp în care fiica ei a fost plecată peste hotare. În dimineața de 20 iulie, femeia ar fi plecat de la centru într-o direcție necunoscută și până la moment nimeni nu cunoaște locul aflării acesteia. Femeia are înălțimea de 1,60 m, corpulența medie, părul cărunt, tuns scurt și ochii verzi. În ziua dispariției, ea purta o bluză de culoare galbenă și pantaloni albaștri cu imprimeu floral. Femeia poartă ochelari de vedere. În context, persoanele care pot furniza informații despre locul aflării femeii sunt rugate să se adreseze la cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă.